Ja, und nicht das Brille. Ah. Unii oameni merg la sală ca să plece undeva, alții merg să facă baie că n-au unde se spăla. Sincer, toți se duc acolo ca să vadă cineva. Numai noi mergem la sală ca să avem ce comenta. L-am văzut pe unul în sală, în blugi, cămașe și pantofi, și frumos și înalt și de-astea sănul de ochi. Al doilea ghiuluri și lanțuri, ești nebun, dita-i patronul. Și l-am prins în vestiar să usca la cur cu fenul. Uite-l pe la care țipă, mai are puțin și moare. Iar face la piept cu 100, o jumadă repetare. Și pe ăla de bagă în el, te zici că face provizii. Alo, alo, bă, băiatul, ți se vede steroizii. Uite și pe doamna selfie, nu știam că-i de serviciu. Asta trece pe la sală, numai când îi scade riciu. Ia vezi că a venit și sorsa asta, zici că merge în club. Șefa la tutoriale, dă machiadă pe YouTube. Uite-l pe ăla cum transpiră, 10 litri și când merge. Nu-i problemă că transpiră, e problemă că nu șterge. Frate, nu voiam să zic să mor, dar nu pot să mă abțin. Tu știi pe ăla în training galben? Ăla să pișe în bazin. Unii oameni merg la sală ca să plece undeva, alții merg să facă baie că n-au unde se spăla. Sincer, toți se duc acolo ca să vadă cineva. Numai noi mergem la sală ca să avem ce comenta. Unii oameni merg la sală ca să plece undeva, alții merg să facă baie că n-au unde se spăla. Sincer, toți se duc acolo ca să vadă cineva. Numai noi mergem la sală ca să avem ce comenta. Îl știi pe ăla de să umflă când se apropie vreo fată. Ce-o face cu mâna dreaptă, că pare bine lucrată. Dar ăla de se pozează toată ziua în oglindă. Zici că s-a scăpat pe el și încearcă să se prindă. Bă, da, ce spate are ăla? Bă, da, și ce brațe brici? De ce n-o face picioare? Nu văz că i-a rămas mici? Uite-l pe ăla de se bagă tot timpul în seamă cu noi. Mam, ăla de candește, zici că-i seamă de cu noi. Ce face frumoasa noastră? Iar doarme la aparat? Haide, domnișoară, scoală, vezi că starul e pat. Sunt unii corporatiști, frate, zici că nu-s ființe. Nu înțeleg că aici e sală de fitness, nu dă ședințe. Sau ăia cu chef de vorbă fix atunci când lucrezi. Nu vroiam să te întrerup, eram curios ce crezi. Unii fac pelerinaje, zici că-s la Arsenie Boca. Merg la sală 7 zile, doar cât e oferta moca. Unii oameni merg la sală ca să plece undeva, alții merg să facă baie că n-au unde se spăla. Sincer, toți se duc acolo ca să vadă cineva. Numai noi mergem la sală ca să avem ce comenta. Unii oameni merg la sală ca să plece undeva, alții merg să facă baie că n-au unde se spăla. Sincer, toți se duc acolo ca să vadă cineva. Numai noi mergem la sală ca să avem ce comenta. Foarte bine, băieți, mi-a plăcut. Senzație. Dar aș mai vrea să tragem o dublă, că nu văd brandul. Unde e brandul? SX. Cât brand să ai? Adică, acum serios. De ce atât de voi aveți chiloți cu SX sau cum? Cât SX aveți? Dane, iartă-mă. Nu mă, stai un pic că m-am luat un pic. Doamna SX. Nu vreau să fiu nepoliticos, dar uite, SX, SX acolo, SX acolo, scrie și cu mai mulți asta. Dane, am făcut niște bășici, cred că e în formă de SX și alea. E branding, eu am văzut cel puțin 4-6 de ori SX numai astăzi. Noaptea trecută nu mai zic, adică... Am visat SX. Numai asta visez. Copiii mei, în loc să zică tata, tata, îmi strigă SX, SX într-una. Deci suntem ok? Adică că poate... Să mă ierte Dumnezeu.